Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile înainte să ai o primă nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor. Astăzi cu o emisiune despre tineri. Suntem în zodia Racului și asta își pune amprenta și asupra ceea ce se întâmplă în aceste luni foarte fierbinți de vară. Asta nu înseamnă că nu ne gândim la viitor. Am găsit un lucru foarte interesant legat de mintea umană. Există o mică moleculă fabricată de corpul uman, se numește histamină și în urma corpul uman o fabrică. E foarte importantă pentru creier. Te trezește, îți suprimă pofta de mâncare, te anunță când este sete, cât este sete, te menține alert, te ajută să te pregătești pentru situații stresante și promovează și formarea amintirilor. Aceste histamine fac creierul să se simtă motivat și curios. Iar eu astăzi sunt plin de histamină și sunt foarte curios să aflu ce se întâmplă cu tinerii care se află pe băncile facultăților, pentru că s-a întâmplat un lucru absolut spectaculos. Pentru prima oară de când urmăresc piața asta, salariile, veniturile medii din asigurări au depășit veniturile medii din IT. Clasamentul este așa, pe locul 1, domeniul asigurărilor și pensiilor private, pe locul 2, domeniul IT și pe locul 3, intermediere financiară. O să am doi invitați astăzi în studio, pe Mihai Lucanu, managing partner. Are o firmă de consultanță și management în mai multe direcții, printre care și relații publice, și are o foarte bogată experiență în asigurări. Celălalt interlocutor este Nicolae Ovciarici. Vorbește foarte bine românește, așa că nu veți avea nicio surpriză. Este un profesionist în asigurări, chiar așa scrie pe cartea lui de viză, Insurance Professional, Tech Enthusiast, adică un entuziast al tehnologiei și un vizionar. Nicolae, începem cu tine. Știu că ai lucrat foarte mult cu tinerii. Tinerii ăștia ies de pe băncile facultății și dacă sunt absorbiți de o industrie, ei sunt formați în spiritul acelei industrii. Tu, pe urmă, dacă iei, e foarte greu să-i schimbi. Și știu că ai lucrat foarte mult cu tineri. Ce își doresc tinerii și cum ai reușit să-i atragi tu către asigurări? Sergiu, tinerii care ies din universitate vor să lucreze într-un domeniu care este un domeniu și de viitor. Asigurările au deja peste 200 de ani în istorie. Și asta este una dintre atracțiile și una dintre elemente care atrage oamenilor la asigurările. Bineînțeles, salarii de care tu ai spus este unul dintre lucrurile importante, dar ei vor să fie, de fapt, parte de o echipă, de o echipă care ajută piață, ajută oamenii care au avut un accident, că au nevoie de suport și vor să protejeze bunurile sau vor să protejeze viața, atunci asta tot sunt elementele care atrag, de fapt, tinerii în domeniul de asigurare. Adică prima oară ar fi banii ca să fie suficienți, după care îi atrage rolul social al asigurărilor. Cam așa înțeleg. Asta este și un foarte, foarte mare component. Bineînțeles, este cunoscut că când lucrezi în asigurare, lucrezi într-o echipă, lucrezi într-un un domeniu care trebuie să te ajuți, ne ajutăm între noi. Și este un domeniu de viitor, pentru că a trecut 200 de ani, nu s-au schimbat mult în asigurările. Viitorul sună foarte, foarte interesant. Cred că se va schimba mult mai mult decât în ultimele 20 de ani în asigurările, din cauza și digitalizarelor și proiectele IT. Atunci este un moment acum în care, eu zic că este momentul în care se trebuie să intrăm în asigurările, pentru că e mult de făcut și, da, cine nu vrea să lucreze într-un domeniu care se întâmplă ceva, e acțiune. Digitalizarea și pandemia au accelerat foarte mult procesele în asigurări. În momentul ăsta am impresia că pandemia a luat-o puțin înaintea digitalizării, dar până la urmă se vor echilibra.
Mihai, din experiența ta de lucru cu studenți care au venit spre asigurări, ce îi atrage în acest domeniu? Tu ai foarte multă experiență în partea asta de recrutare pe ceea ce se cheamă entry level, adică nivel de intrare. Ce observ în ultima perioadă, studenții doresc să facă lucruri deosebite și să fie respectați. Cam astea ar fi principalele aspecte. Apoi își doresc poate mai puțin o cale foarte clară în carieră, dar își doresc să știe cum vor putea schimba lumea. Cam asta văd eu în ultima perioadă. Crezi că o vor schimba? Cred. Bun, deci ei cred chestia asta. Acum, ce discutam inițial, dacă asigurările sunt pe locul întâi în media veniturilor salariale, asta nu înseamnă că cineva pe un nivel de intrare are neapărat un salariu foarte mare. Sunt atractive veniturile pe nivelul ăsta de intrare în piața de asigurări? Dacă acum câțiva ani mai existau situații în care angajatorii din piață propuneau salarii, să zicem, apropiate de minimum pe economie, astăzi deja avem presiunea dinspre alte industrii. De exemplu, industria supermarketurilor oferă un salariu minim net lunar de 2000, un salariu, un venit net lunar de 2700 de lei. Și, practic, orice angajator este obligat să încerce să ofere ceva mai mult. Ne gândim că noi încercăm să angajăm oameni care au terminat o facultate economică, vorbesc cel puțin o limbă străină și au reușit să obțină și o calificare de la ISF pentru a practica vânzarea în asigurări. Deci, au un bagaj de cunoștințe relevant. Și e greu de obținut calificarea asta după câte examene au dat ei până acum? Am făcut acest test practic, m-am dus și am dat și examenul, am reușit să o iau. Nu a fost o surpriză, dar nu e foarte ușor. Dar te-ai dus neînvățând nimic, da? Nu. Ai venit doar cu ceea ce știai. Recunosc că prima dată am făcut testele pe online și le-am picat, cu toate cunoștințele mele. Deci, după 10 de ani de asigurări, nu am reușit să trec testele din prima. Și atunci am pus mâna și am învățat. Și le-am trecut. Nicolae, aș vrea să adaug, Sergiu, exact. Cred că acum se găsește foarte greu oamenii pentru orice industrie și pentru asigurările. În asigurări avem nevoie de certificare, de niște cunoștințe deosebite și, din păcate, mulți români au plecat sau se ocupă cu alte lucruri și se găsește foarte greu. Și asta crește la fel salariile sau ridică salariile în domeniul asigurărilor. E practic legea cererii și a ofertei. Exact, așa este. Oferta de oameni buni e foarte mică, cererea e foarte mare și atunci trebuie să vii și să mărești salariul. Acel salariu de 2750 de lei înseamnă vreo 540 de euro, 550 de euro în momentul ăsta. Adică nu știi nimic, ai terminat o facultate, vin asigurări, primești un astfel de salariu sau un domeniu bancar sau IT sau intermediari financiare. Există situații în care tinerii pot să câștige mai mult decât acest salariu, da, așa zis, minimal în aceste domenii? Da, se poate. De obicei, la asigurările, la asigurători se începe la nivelul call centru sau la un referent pe un departament. Destul de repede se poate crește pe hierarhia acolo. Sunt anumite bonusurile pe care se poate obține lunar, trimestrial sau anual. Și bineînțeles, tot depinde de o persoană. Dacă cineva e activ și are idei și este vrea să lucreze, e așa, are ceva de spus, de fapt, și vrea să se implică, acești oameni sunt cel mai bine văzuți și au mai mult șansă să câștige cel mai repede. Faptul că tu ești mai apropiat de vârsta lor te ajută în procesul ăsta de a-i aduce către asigurări? Da, cred că asta ajută foarte mult, pentru că fiecare angajator vrea să aibă angajații care au mai multe calități, nu o singură, mai multe, au mai multe caracteristici și
Nu trebuie să le gestionez de mână, eu știu ce este de făcut. Sau, dacă nu știu, învață foarte repede și în luni sau în 2-3 ani repede învață ce este de făcut și să meargă singuri. Asta este un foarte mare ajutor pentru fiecare angajator. Mihai, tinerii când vin perturbă sau accelerează procesele? Când ajung în asigurări, începe procesul ăsta de pregătire, se pregătesc, ei au dat multe examene și online și offline. Examenul de la ISF, înțeleg că este doar un prag de intrare, e relativ simplu pentru ei să învețe și să intre. Dar au ajuns într-o companie de asigurări. Cum a fost compania lui Mihai sau companiile în care ai lucrat tu? În momentul respectiv, ei produc perturbări în sistem sau accelerează funcționarea sistemelor? Ce ai constatat tu din experiența ta? Ce am observat e că, în primul rând, aduc energie. E posibil după 5, 10, 15 ani de asigurări, asigurările nefiind un domeniu, să zic, care suferă schimbări foarte rapide, cel puțin ca linii de asigurare, ca produse de asigurare, tinerii aduc energie. Și energia cumva ne împinge pe toți înainte. Și de asta eu cred că avem nevoie de cât mai mulți tineri pentru a reuși să avem întotdeauna o energie proaspătă, ca o rachetă. Acum, înțeleg că e o bătălie pe acești tineri care au mintea deschisă și sunt mai rapizi și sunt mai conectați cu tehnologia și ne întoarcem imediat la tehnologie. În momentul în care ajung în companie, ei întâmpină niște obstacole. Cum sunt ajutați ei să le depășească? Mihai amintea de lucru în echipă, amintea de programele de pregătire. Cât de multe sunt astea sau cât de răspândite sunt în industria de asigurări? Acum fiecare sau majoritatea firmelor de asigurări au programe de inducție pentru angajați. Mai sunt, să zicem... Mai pierdut cu inducția asta. Ce sunt alea programele de inducție? Adică în prima zi, de obicei, șeful sau un coleg te plimbă prin toate departamentele, vezi colegii, vezi și tu unde este apa, unde este bucătăria, de unde e hârtia. De obicei, astea sunt lucrurile cele mai importante când vrei să printezi prima dată și nu găsești imprimanta. Apoi, ce ar mai fi important ca după câțiva ani să înceapă, după ce au aflat, să zicem, cum arată baza asigurărilor, să înceapă să intre în profunzimile asigurărilor. Adică noi încercăm să avem oameni care reușesc să înțeleagă riscurile și să găsească soluțiile corecte pentru ele. Și uneori nu reușesc să faci asta neapărat la locul de muncă. Adică recomand să urmeze cursuri în afară. Sunt atât în România cât și în afara firmei. Bun, deci nu sunt singuri, sunt în echipă. Procesul are anumite trepte, învață și lucrurile de bază și chestiile tehnice, au parte și de mentorat, au parte de programe interne, programe externe le recomanzi tu. Mihai, ce poți să spui legat de conectarea lor cu tehnologia și cât de util ți-a fost ție asta în activitatea pe care ai derulat-o până acum în asigurări? Asta, de fapt, merge foarte ușor și foarte repede cu ei, pentru că tehnologia nu are nicio bariere pentru ei. Ei învăț foarte, foarte repede sistemele și tot ce avem, ce folosim. Din păcate, eu sunt obișnuit să folosesc sisteme din genul Facebook și tot ce merge foarte ușor și foarte intuitiv. Nu totdeauna toate sistemele care sunt folosite la asigurator sunt atât modern, haideți să spunem așa, și aici avem o barieră. Barieră, dar și o oportunitate, de fapt, pentru că sistemele, nu fiind foarte modern, trebuie să le creștem în viitor, să avem și mai multe posibilități acolo. Dar ce vreau să spun, să adaug încă la caracteristici de tinerii, cred că atitudinea asupra jobul pe care o fac e cel mai mare și cel mai important lucru. Când eu am făcut angajările, eu am uitat 80% la atitudinea, pentru că tot ce au nevoie putem să le învățăm în timp. E clar că nu au cunoștințele asupra asigurărilor sau daunele, sau e clar. Asta se poate rezolva. Atitudinea nu se rezolvă atât ușor.
Mikolai a lucrat într-o companie care s-a ocupat de daune. Ce e bine să știți despre asigurări este că la început asigurătorul face un contract cu tine care se numește poliță de asigurare și în schimb unei sume mici plătibile lunar, trimestrial, semestrial sau anual, îți asigură un risc de o mărime de 10 sau de sute sau chiar de mii de ori mai mare decât suma pe care tu o plătești. Principiul e cel al mutualității. Strângi mici sume de la mulți ca să-i despăgubești pe cei puțini cărora li se întâmplă riscul respectiv. De ce spun asta? De exemplu, în domeniul auto, 7 mașini din 100 în fiecare an au accident. Ceea ce nu știm niciodată este care sunt cele 7 din 100. Și atunci, practic, asta înseamnă acel sistem. Unde se vede utilitatea asigurărilor este în momentul daunei. Acolo clientul vine din nou în contact într-o situație negativă, pe o psihologie negativă, este într-o fază de supărare și vine să îi se remedieze dauna. În momentul ăla asigurătorul își arată valoarea. Și de asta domeniul în care Mikolai a activat până de curând a fost ăsta al daunelor. Deci acolo se vede valoarea asigurărilor. Acolo te convingi de utilitatea asigurărilor sau acolo te descurajezi. Dar să știți că foarte puține sunt situațiile, deci sunt sub 0-1% situații în care se petrec astfel de lucruri. E adevărat, în domeniul asigurărilor auto, lucrurile sunt mai frecvente, e o altă discuție legată de RCA, despre care o să vorbim săptămâna viitoare cu doi experți în domeniu. Mă întorc la Mikolai, știu că ești un adept al tehnologiei. Într-o postare recentă de pe LinkedIn, spuneai că pandemia a accelerat procesele, da, că digitalizarea a accelerat procesele și că asigurătorii au rămas cumva în urmă. Ce e de făcut în direcția asta? De fapt, e mare de făcut. Ok, de acord, în timpul pandemiei s-a îmbunătățit lucrurile și, de fapt, industria foarte repede s-a transformat într-un fel de digitalizată industriei, dar încă este foarte mult lucru de făcut. Procesele au nevoie să fim end-to-end digitalizat și asta nu este cazul acum. Sunt anumitele elemente din proces care sunt digitalizate, aceste care sunt în legătură cu client, care vede client pe website sau în mod în care comunică cu un asigurator și, de fapt, fiecare dintre noi, când comunicăm cu asiguratorul nostru, putem ne convingem cum merge această comunicare, dacă suntem fericiți din modul în care răspunde, cât de repede, în ce mod ne comunicăm prin telefon, website sau Facebook sau în alte mediile și putem să ne, de fapt, răspundem văzând cum merge asta, care e stadiul de digitalizare acolo. Tot despre digitalizare vreau să vorbesc cu tine, Mihai. Am văzut o inițiativă, citesc aici, menită să ajute la creșterea angajărilor din domeniul asigurărilor. E ceva non-profit, din câte am înțeles. Ai clasificat candidații în trei mari categorii. Prima categorie, candidați cărora le propun, adică Mihai, locuri de muncă și care citesc mesajele la câteva luni după ce se termină angajarea, câteva mii de persoane cu care el este în legătură directă și care e doar o fracțiune din cam 50.000 de persoane care lucrează în asigurări, și oameni excelenți despre care, spui tu, mi este foarte dificil să-mi dau seama în ce județ sunt, unde ar vrea să lucreze și ce știu să facă cu adevărat. De asemenea, am văzut că ai creat un formular anonim care să vină în ajutor pentru aceste probleme. Ne poți explica cum funcționează, așa foarte pe scurt? Da, deci proiectul a început, aș relua puțin ideea, vorbeai despre oamenii din daune, oamenii tineri care își încep cariera în daune în asigurări. Ce mi se pare foarte important, când te ocupi de daune, te ocupi de esența asigurărilor. Și cineva care și-a început cariera acolo va avea o evoluție foarte bună întotdeauna. Și noi avem tendința ca asigurători să ne concentrăm foarte mult pe partea de vânzări și foarte des atragem oameni prin zona de vânzări. Pornind de la aceste două idei, eu mi-aș dori să încercăm să atragem mai mulți oameni, nu doar prin zona din vânzări,
ci și prin zona de tehnic și prin zona de daune. Și în acest sens am început și acest proiect acum aproape 5 ani și încerc să atragem tineri direcționându-i spre zona în care au abilități în realitate, adică nu începi din prima cu vânzări, dacă nu ești bun la vânzări, te-ai dus spre altă industrie, IT, bănci sau ce-ți dorești tu. Și mi-aș dori să reușim să trimitem oamenii spre direcția corectă și să identificăm cât mai devreme potențialul lor. Adică ar fi un om bun de daune, ar fi un om bun de tehnic sau un om bun de vânzări. Cum ne alegem o carieră într-o aplicație? Cum ne alegem o carieră în asigurări? Vom vorbi imediat după o scurtă pauză publicitară ca să vedeți de ce sunt de preferat asigurările domeniului IT și de ce sunt de preferat daunele domeniului de vânzări. Pauză. Zâmbet sănătos. Te admir, te îndrăgesc, te iubesc și mă bucur că am posibilitatea să și spun uitându-mă în ochii tăi. În seara aceasta îl avem ca invitat pe marele maestru de isprăvi, cel mai mare, cel mai tare om din digitalul românesc. Provocările prezentului, nivelul la care am ajuns și ce ne propunem pentru viitor. Urmăriți actualitatea politică la Canal 33. Eu am intitulat emisiunea SUA-China, cursa pentru supremație. Probabil că ar trebui să adaug supremație globală. Am vorbit despre curajul femeilor de a-și asuma decizia. În ce măsură oamenii pot crea această uniune în cer printr-o decizie sau printr-un ritual pe care îl fac pe pământ? Asigurările, cum știți, sunt precum centurile de siguranță. E suficient să ai nevoie o singură dată în viață de ele și îți dai seama imediat de utilitatea lor. Pasiunea asta este cea care te ridică, te coboară și care te face la sfârșit să fii mândru de tine. Astăzi vom vorbi despre culorile care ne influențează. Libertatea acțiunilor. Înțelegeți dumneavoastră? Noi numai liberi nu suntem. Care este procedura de a apela la un fond de investiții când atragem capitalul? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre ceea ce înseamnă darurile deșertului. Sunt dr. Petruța Daniela Mihăilescu și vă invit să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea, esența creației. Discutam despre campania de vaccinare, cea care a luat spuma tuturor știrilor în această săptămână și ne-am mișcat destul de bine. Putem să devenim stăpânii propriei vieți. Cel puțin așa susține invitatul meu, Gabriel Manolache. Cred că prima cheie este nevastă. Erau trei chei, nu una singură. Trebuie să vă atrag atenția că deciziile pe care le luăm, chiar dacă nu sunt aspecte conflictuale neapărat, pot deranja persoanele foarte apropiate din cauza lui Marte în rac. Avem îndrăzneala și curajul de a dezvălui anumite adevăruri, uneori incomode. Astăzi alături de noi un om cu totul ieșit din comun, care pare a nu ști ce este înfrângerea. Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală. Asigurările sunt un domeniu foarte bine plătit. În momentul ăsta sunt pe locul întâi, devansând IT-ul și intermedierile financiare. Discut astăzi despre acest fapt și de ce ar fi bine ca tinerii să se îndrepte spre asigurări cu Nicolae Ovciarici și cu Mihai Lucanu,
doi specialiști cunoscuți și cu multă experiență în piața de asigurări. Înainte de pauză, Mihai a spus că cei mai buni oameni de asigurări sunt cei care încep la departamentul de daune, deci acolo unde vin în contact cu obiectul de activitate al asigurărilor. Obiectul de activitate al asigurărilor nu este să încaseze prime pentru un contract de asigurare, ci să plătească daune în baza acelui contract. Nicolae, ești de acord cu ce a spus Mihai, că cei din daune sunt de fapt cei mai buni, și dacă da, de ce? Care-i procesul? Sunt de acord cu ce a zis Mihai. De ce? Pentru că eu, să zicem, eu am intrat în domeniul asigurărilor prin vânzare. Am lucrat în primele 4 ani la vânzare, după aceea am trecut la daune, la procese, la sisteme și la operațiunile în general. Din experiență pot să spun că invers aș fi mai bine, pentru că această ordine permite să cunoști procesele de fapt care se vinde la vânzare mai bine, procesele și produsele, bineînțeles. Și dacă cineva înțelege de fapt ce se întâmplă în spate, cum funcționează o firmă de asigurare, cum funcționează departamente de underwriting, de operațiuni, de call centru, de daune, e mult mai ușor pentru ei să explică un proiect, un produs la un client la vânzare decât fără această experiență. Dacă îmi permit să adaug, la un moment dat erau niște produse asigurarea pentru manager și ne întrebau clienții ce daune acoperă această poliță, și mi-am dat seama că era destul de dificil să găsești niște situații reale, deoarece nu văzusem daunele respective până la momentul vânzării. Acum, dacă luăm o poliță de incendiu, de exemplu, absolut oricine, dacă oprești un om pe stradă, poate să zică că acoperă incendiu, explozie, inundație. Deci, în clipa în care ai văzut ce se întâmplă, care e finalitatea, e mult mai ușor să găsești o soluție. Am înțeles. Practic, voi spuneți în felul următor, că dacă un tânăr absolvent intră prin departamentul de daune, ajunge să cunoască procesele dintr-o companie de asigurări. După care, spuneai în scurta pauză pe care am avut-o, că ar fi bine să treacă pe la departamentele de analiză și subscriere, deci acolo unde se fac asigurările, în zona fierbinte a asigurărilor, după care să treacă în vânzări și devin cei mai buni vânzători. În cadrul acestui proces, lor le cresc veniturile? Aș spune că da. Dacă ne uităm, de exemplu, și analizăm piața românească de asigurări, la început am avut în principal asigurători, acum, să zicem, 30-20 de ani. Din asigurători, s-au desprins, să zicem, anumiți oameni care aveau abilități de vânzări și s-au orientat către brokeri. Brokerii putem să-i considerăm cea mai dinamică parte de vânzări a asigurărilor. Și sunt convins că toți brokerii câștigă foarte bine, că altfel s-ar întoarce la asigurători. Și cine nu câștigă bine, renunță pur și simplu și se apucă de altceva. Da, am văzut oameni din asigurări care au părăsit complet domeniul, din brokeraj nu prea am văzut. Adică din broker să se, de la brokeraj, să se întoarcă la compania de asigurare. Sau să plece din asigurări. Sau să plece pur și simplu din asigurări. Da. Sergiu, dacă pot, mă permiteți să adaug ceva aici. Cred că veniturile nu trebuie să fie cel mai important lucru pentru oamenii tineri. Ok, e important până la un anumit nivel. După ce, pentru o persoană tânără, trebuie să fie și alte elemente, să zicem, la exemplu, posibilitatea de dezvoltare, de posibilitatea să cunoaște diferite departamente la un asigurator, să cunoaște și să dezvolta personal în acest domeniu, să cunoaște mai mult, nu neapărat numai veniturile. Asta nu este cel mai important lucru la început, să fim clar. Am înțeles că veniturile sunt, practic, cineva mi-a spus la o altă emisiune, mi-a spus că sunt un factor de igienă. Adică venitul trebuie să atingă un anumit nivel ca să poți să-ți acoperi niște cheltuieli. Foarte mulți tineri intră în bancar, în asigurări și în alte domenii prin zona serviciilor call center. Da.
Ce se întâmplă acolo în call center? Am înțeles că e foarte solicitant. Sunt mulți care nu rezistă, cei care rezistă un an deja pot să treacă spre alte niveluri. Oricum, se pare că sunt bine plătite aceste servicii. Da, destul de bine. Depinde, bineînțeles, care abilitații are o persoană. Nu pot să spun că este foarte greu sau este foarte complicat acest lucru, dar, bineînțeles, trebuie să înveți anumite produsele, procesele, trebuie să știi ce se întâmplă în caz în care, ce ai zis tu, Mihai, mai devreme, în caz de daune, ce se întâmplă, un agent call center trebuie să știe și cunoaște toate răspunsurile. Asta e clar. Are posibilitatea să lucreze la domeniul motor sau sanatate sau asistența la domiciliu, asistența rutieră. Atunci firma de asigurare oferă multe opțiunile și zonele. Poate lucrează cu cunoștințe limbii străine, pentru că sunt cazurile de sănătate, în străinătate, unde trebuie să vorbim multe limbi străine. Și atunci asta este un entry level perfect pentru fiecare persoană tânără care încă este la studii sau deja după și are posibilitate să înțelege mai bine despre ce vorbim la asigurare, ce este de fapt. Deci call center-ul e un loc foarte bun pentru un tânăr ca să intre în domeniul asigurărilor, să-l cunoască și ulterior să progreseze. Da. Înțeleg din asta, ai vorbit de limbi străine, înțeleg că aș putea să fiu absolvent de o facultate de limbi străine sau de geografie sau de istorie. Corect. Nu trebuie să fiu neapărat la o facultate economică pentru a veni spre asigurări. În 20 de ani, când eu mă ocup de asigurările, noi am angajat oamenii din toate domeniile, și din arhitectură, și din medicină, și din politehnică, atunci nu neapărat ceva legat cu asigurările sau economia. Care sunt cei mai performanți studenți? Cei care au atitudinea cel mai potrivită, cel mai pozitivă. Ai menționat, de exemplu, geografia. Dacă ne gândim că suntem într-o zonă cu expunere foarte mare de cutremur, cineva care cunoaște geografia este foarte important. Să știi unde sunt faliile, problemele tectonice. Cred că se aplică și la inundații. E bine inundații, să știi corect. Când auzi numele unei localități sau măcar să știi că sunt mai multe localități care au numele respectiv. Și spui unde ești, în Vâlcea sau în Suceava? Da, sau alunecările de teren, de exemplu, iarăși un risc foarte prezent în România. Există anumite zone în care se întâmplă mult frecvent. Văzut? Eu personal nu le știu, dar presupun că cineva care are studii de geografie le cunoaște foarte bine. Am văzut o localitate numită Călimănești, am văzut-o e în Vâlcea și un alt Călimănești e undeva în Moldova și un altul este în Dobrogea. Deci dacă se produce o daună, e bine să știi unde s-a produs, să nu trimiți oamenii în alte direcții. Am primit o întrebare. Dacă absolvenții oricărei facultăți se pot îndrepta către domeniul asigurărilor, cred că putem să răspundem clar da. Dacă da, întrebarea este dacă inteligența lor cognitivă și emoțională e o valoare în sine. Eu spun așa, cred că pentru fiecare job, asta este foarte important, nu numai pentru asigurările. Bineînțeles, te ajută dacă ai cunoștințe speciale a acest domeniu, pentru că lucrăm în echipă, lucrăm la proiecte, trebuie să ne ajutăm, trebuie să fim așa creativi. Bineînțeles că da, ajută. Acel proiect, Mihai, despre care spuneai, acel non-profit, vrei să ajungi studenții ca să ajungă în asigurări. E un fel de recrutare dedicată asigurărilor. Cum a început proiectul? Am zis că există și o aplicație în sensul ăsta. Adică cum putem să-i ajutăm să ajungă la o carieră de succes în care se câștigă bani poate mai mulți decât în alte părți? Da, trebuie să analizăm ce se întâmplă cu un student. De exemplu, când am fost și noi studenți, tipăream 100 de CV-uri, le trimiteam prin fax sau prin scrisori, nu primeai niciun răspuns. Probabil studenții din ziua de azi au exact aceleași probleme, își caută primul loc de muncă și este foarte important ca noi, ca domeniul asigurărilor, să fim prezenți. Adică printre bănci, IT, alte locuri de muncă să fie și asigurărilor. De exemplu, sunt studenți care se pregătesc în mod specific pentru domeniul asigurărilor, de exemplu urmează studii actuariale, dar e posibil studenți foarte buni din domeniul construcțiilor să poată lucra la daune pentru clădiri, studenți din domeniul auto la daune legate de casco. Și doar trebuie să le dăm o șansă.
cumva să fim prezenți acolo. Iar cei de la limbi străine îi trimitem în call center-uri, pentru că oricum, iar aia de la medicină pentru asigurările de sănătate. Am primit o întrebare, cum vezi comunicarea cu studenții? Și o a doua întrebare, dacă există diferențe de așteptări între angajat și angajator și cât de mari sunt ele, întrebarea e pentru amândoi. Da, am să răspund la prima întrebare. De exemplu, pentru mine, eu am 44 de ani, să comunici cu o persoană de 20 ceva de ani mi se pare foarte dificil. De exemplu, pot accesa destul de ușor persoane cu plus, minus 10 ani față de mine și să am o comunicare destul de ușoară. Dacă vreau acum să găsesc, nu știu, 10 studenți care au terminat facultatea X, îmi este dificil. Și asta e una din problemele pe care le văd în atragerea de tineri. Cum depășim barierele de comunicare, Nicolae? Trebuie să fim deschiși, sinceri și vorbim cu ei cu adulți, pentru că sunt deja adulți și ascultăm care idei au, cu ce vin, pentru că eu cunosc cei care lucrez la call centru. Ei cunosc businessul nostru cel mai bine și putem să învățăm, de fapt, de la ei care proces este de îmbunătățit, unde avem problemele, ce clienții nu înțeleg, ce clienții nu vor sau ce doresc clienții la sfârșit. So, atunci, acolo e know-how, de fapt, de trebuie să ascultăm și trebuie să îi întrebăm. Mulți vin și nu vor să spună nimic pentru că nimeni nu au întrebat. Așa a fost așa învățat în viață, că dacă nimeni nu întreabă, nu trebuie să-i spunem. Asta e mare greșeală. Mare greșeală. Noi am totdeauna încurajat. Ai o idee, vine. Am creat o adresă cu idei, un e-mail. Vine la noi. Haideți să vorbim, discutăm. Pentru că fără această încurajare pierdem, de fapt, multe idei bune. Ce ar trebui schimbat la asigurători ca să devină mai atractiv și mai atractiv pentru tineri? Eu zic că trebuie să angajăm mult mai mult oamenii tineri, de fapt, pentru că să echilibrăm puțin oamenii de vârstă 50 și peste cu cei tineri, să creăm o balanță între ei, să tinerii să nu să fie în minoritate, să fie undeva jumătate între ei, să fiecare dintre ei să simte și mai că un colectiv mai puternic, să ridică mâna, să spună ok, am o idee, haideți să facem invers, cu folosința tehnologiei, cu folosința internetului, cu folosința aplicației care sunt acolo și ne cunoaștem. Uite, ieri am avut o discuție cu o doamnă care e unul dintre liderii cunoscuți în brokerajul de asigurări. Am făcut un interviu cu ea și mi-a spus că oamenii ei i-au cerut să conecteze sistemul informatic al companiei cu aplicația Alexa, care este exact. E bine cunoscută în da. acel asistent virtual. Și când ei sunt în mașină, să le spună, Alexa, ce întâlnire am astăzi? Și Alexa să răspundă, să spună, ai întâlniri cu tare, cu tare, cu tare și cu cine mă văd și așa citește-mi CV-ul lui și ai avut astfel de situații în activitatea ta din ultimii ani? Bineînțeles, bineînțeles. De fapt, de fiecare zi am venit cineva și spune, haide să facem așa, așa, așa. Și o singură problemă pe care noi am întâlnit a fost vechimea sistemelor pe care folosește astăzi o firmă de asigurare, pentru că unele sunt atât vechi, nu pot să conectezi nimic la ei. Trebuie să creezi ceva din nou. Și acolo a fost mare atenție și noi am dezvoltat multe sisteme noi, separate, care au permis acest lucru sau să fie prin așa, prin mediul de comunicare, prin sistemele sau Facebook sau anumite comunicatoare, sisteme de comunicare. Da. Există la nivel mondial acum sisteme, sunt în alte țări, n-au ajuns încă în România, în care despăgubirile ajung să se plătească într-un timp foarte scurt, de ordinul secundelor, minutelor, zilelor. Ăsta este viitorul în asigurări sau doar pentru formele mai simple de asigurare? Da, și am să încerc să arăt cam cum s-a ajuns aici. Dacă acum 20 de ani, să zicem, un tânăr care intra în domeniul asigurărilor își dorea, să zicem, un mod de lucru foarte disciplinat, adică lucrai în agenție sau într-o centrală, aveai biroul tău de la 9 la 5, iar apoi, pe măsură ce căpătai experiență, ți era destul de ușor să avansezi spre o poziție, să zicem, mai spre relația cu clientul, unde nu există, să zicem, strictețea asta. Adică trebuie să ieși pe stradă, trebuie să te întâlnești cu el dimineața, seara, în diverse locuri.
Noi evoluăm spre, acum, în contextul pandemiei, de exemplu, lucrul de acasă a început să fie preponderent. Lucrul de acasă, lucrat peste program, și tinerii deja încep să lucreze din prima în modul ăsta, adică își doresc să lucreze de acasă, să lucreze când doresc ei și cum doresc ei. Și asta, modul acesta de lucru pentru a putea funcționa, e nevoie de foarte multă tehnologie. Și eu văd viitorul în asigurări pentru angajați, nu le-aș mai spune angajați, le-aș spune într-un fel parteneri care colaborează. Deci noțiunea asta de firmă mare și angajat mic va dispărea, cred. Deci asigurările devin pe zi ce trece un domeniu tot mai atractiv, tot mai bine plătit, un domeniu în care conectarea cu tehnologia se face din ce în ce mai rapid. Există niște diferențe însă între nivelul angajat-angajator. Angajații au niște partenerii, cum le-a spus Mihai, au niște așteptări, angajatorii au alte așteptări. Mihai, cât de mare este diferența între așteptările unora și speranțele celorlalți? Păi, în ultima perioadă, de exemplu, am avut situații în care am văzut oameni au refuzat diverse poziții la asigurători, deoarece nu puteau lucra de acasă. Adică există și situații aproape ireconciliabile, dar am observat că și asigurătorii și-au schimbat modelul și devin mult mai flexibili. De obicei, la partea financiară, lumea se înțelege până la urmă. Aș zice că modul de lucru se va schimba și aici vor fi diferențele cele mai mari. Ce părere ai despre sistemele astea? Am înțeles că și gigantul Tesla vrea să vândă asigurări și Amazon vrea să vândă asigurări și Google vrea să vândă asigurări. Toată lumea s-a hotărât că vrea să vândă asigurări. Ce e atât de atrăgător în domeniul ăsta și ce schimbare vor produce acești giganți? Cred că asta creează o schimbare mare, pentru că asigurarea, de fapt, este un adaos, este un add-on la produs pe care ne interesează, o mașină. Asta vrem să cumpărăm. Și, de fapt, dacă în viitor mașina se va vinde deja cu asigurare inclusă, nimeni nu va se gândește despre ce asigurator trebuie să iau, dar ce casco, ce RCA am nevoie. Nu, este, va fi deja inclusă acolo. Și asta înseamnă o mare schimbare și pentru gândire, mod de gândire pentru asiguratorii, pentru că ei vor devine un fel de back-office support pentru un producător de mașini, să zicem. Și dacă acest domeniu va intra Amazon sau Google sau Tesla, cum ai zis tu, forțe foarte mari, cu tehnologia foarte avansată, și asta este important, că ei au deja tehnologia avansată pe care noi cunoaștem bine, ne folosim și ne place, da, Google sau Amazon sau alte, și asta e un pericol, pentru că cine mai vrea să se merge la un broker să scrie o poliță, o cerere sau completează formular de daună, dacă ai tot prin fel de aplicație sau alte, Alexa sau Siri. Dacă îmi permit să completez, de fapt, aceste corporații mari care controlează un grup de clienți doar vor extrage anumite produse și segmente de asigurare destul de simple. Probabil niciodată nu vom vedea făcut la un mare, să zicem, conglomerat de acest gen, rafinării, fabrici de cherestea și alte riscuri. Deci, cumva vor fi extrase riscurile simple, iar pentru asigurători vor rămâne în principal lucrurile specializate. Cel puțin așa sper eu. Am întâlnit de multe ori opinia că practic doar asigurările simple, RCA-ul, asigurarea obligatorie a locuințelor și asigurarea travel, doar astea se vor putea vinde. Vezi vreo speranță ca în viitorul apropiat și asigurările de viață și alea de sănătate să se poată vinde online? Da, și de exemplu am citit la un moment dat într-o țară din Asia, autoritățile făcuseră un comparator pe care, cu un produs standard de viață, și oamenii puteau intra acolo și achiziționau produsul pur și simplu, de la cine doreau. Adică devenise ca o marfă. Mai e nevoie de broker în această situație? Pentru a înțelege produsul, cred că da. Bun.
Deci folosești un sistem informatic performant, practic ar fi bine că el să fie în gestiunea unui broker și să aibă în spate niște asigurători puternici. Da. Ceea ce e de spus este că în spatele asigurătorilor se găsesc companii și mai puternice, care se numesc companii de reasigurare. E un proces complex pe care populația îl cunoaște mai puțin. Pe client îl interesează să îi se plătească daună. A cumpăra mașina are asigurare inclusă, cum spunea Nicolae, nu îl interesează la cine e, îl interesează că în momentul în care are un accident din vina lui sau din vina celuilalt, să îi se plătească despăgubirea. Noi ne îndreptăm cu pași repede spre finalul emisiunii noastre și aș vrea să vă întreb de ce credeți că sunt atât de populare aceste trei domenii, de altfel singurele cu salarii brute de peste 10.000 de lei pe lună, asigurări și fonduri de pensii, locul întâi, IT și comunicații, locul 2, intermedieri financiare, adică leasing, factoring, credite și fonduri mutuale. Eu zic așa, se găsește foarte greu oamenii astăzi la domeniul de asigurare. Un domeniu care este destul de complex, unde se face multe operații manual și au nevoie de mulți oameni odată. Pe o altă dată, oamenii cu specializare din cunoștințele, cum ai zis tu, Mihai, domeniul auto sau clădirii sau geologic. Da? Geologic. Asta crește prețurile și salariile. Da. Ca să răspund la aceeași întrebare, dacă luăm, de exemplu, IT-ul. IT-ul îți permite să lucrezi în România și ai nevoie de două resurse. Un calculator care costă tot atât și în România și în Statele Unite și inteligența. Cumva tu reușești să exporți inteligența la preț de Statele Unite fără niciun obstacol. Când privim domeniul asigurărilor, asigurările îți permit, să zic, să intri destul de ușor în domeniu, având absolut orice bază și să progresezi treptat. Adică poți construi. În IT s-ar putea la un moment dat să devii plafonat. Și aici s-ar putea să fie una din diferențe. În asigurări doar construiești. Dar eu vreau să dau aici ceva. Cred că asta se poate schimba în viitor, pentru că dacă asigurările merg prin digitalizare foarte profundă, se poate schimba puțin profilul acolo și cred că și prețurile și salariile care se plătește acum poate nu mai fi așa ridicate în viitor. Ok, am primit un sfat interesant. Evitați locurile călduțe când simțiți senzația de confort. Uman este să vă bucurați de ea câteva momente, dar semnalul este acela că e timpul să mergeți mai departe. Mergem și noi mai departe cu finalul acestei emisiuni. Putem spune că studenții sunt de pe Marte, iar asigurătorii sunt de pe Venus. Am discutat astăzi despre ce soluții există pentru creșterea gradului de angajare în această piață atât de interesantă și atât de bine plătită cum e cea de asigurări, dar în mod special cum putem să ajungem pe aceeași lungime de undă cu tinerii absolvenți. Invitații mei au fost Mihai Lucanu, managing partner la o companie de consultanță în management, Nicolae Ofcearic, insurance professional. Dacă ar fi ca cei care ne privesc să rețină un singur lucru din tot ce s-a spus astăzi de aici, este acela că să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai una. Sunt Sergiu Costache, Zodia Asigurărilor se oprește astăzi aici. Ce job să aleg în viitor, IT sau asigurări? Ce calități stau la baza celor care vin spre acest domeniu? Săptămâna viitoare revenim cu un episod la fel de captivant despre asigurările auto, cele mai vândute asigurări în România, iar dumneavoastră rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.